Președintele României, Klaus Iohannis, face acum declarații de presă la Consiliul European. Să-l ascultăm. Evident, este Orientul Mijlociu, Israelul, care a fost atacat de Hamas. Aici lucrurile au devenit foarte complicate după atacul terorist pe scară largă. A început o etapă în care, din păcate, în plan umanitar s-a putut rezolva foarte puțin. Sunt în continuare și cetățeni de-ai noștri blocați în Gaza. Lucrurile devin din ce în ce mai complicate acolo și este o situație care clar necesită o discuție aprofundată în Consiliu. Avem însă și teme de ale noastre, care sunt complicate și le vom discuta astăzi. Tema, probabil cea mai complicată, cum toată lumea poate să-și imagineze, este cea legată de bani. Trebuie să rediscutăm bugetul multianual al Uniunii Europene. De când a fost aprobat acest buget, lumea s-a schimbat, au apărut crize peste crize peste crize, avem cele două războaie în Ucraina și în Israel. Avem nevoie de bani în plus. Atât de simplu este și nu cred că cineva poate să exprime această realitate altfel. Lucru constatat de comisie de mai multă vreme, este însă complicat. Dacă se realocă bani, atunci proiectele în vigoare riscă să nu mai primească finanțare și așa ceva pentru mine este inacceptabil. Deci eu voi pleda clar pentru păstrarea banilor care au fost alocați pe coeziune, pe convergență, pe agricultură și alte proiecte care sunt vitale pentru noi. Însă e nevoie de soluții pentru finanțări suplimentare de care avem foarte mare nevoie acum. Deci o discuție pe MFF, pe cadrul financiar multianual, va avea loc și va fi foarte complicată. Și în fine vom avea o discuție care mie mi se pare importantă și pe migrație. Ne vom concentra mai degrabă pe aspectul extern al migrației și nu pe mișcările din interiorul Uniunii. După părerea mea, răspunsul aici este clar, granița exterioară a Uniunii Europene trebuie consolidată, lucru pe care noi în România l-am făcut de mult. Deci granița noastră este graniță externă a Uniunii și o protejăm foarte bine. Cum va decurge discuția pe migrație? Vom vedea, fiindcă în final, știți foarte bine, că prin grija unui stat membru, discuția pe migrație a fost legată de discuția pe Schengen. Din nefericire, fiindcă temele sunt principial diferite. Mai sunt și alte teme care vor fi dezbătute și în măsura în care ele vor fi foarte interesante sau importante pentru noi, voi reveni cu informații. Dacă aveți întrebări, poftiți! Bună ziua, domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană. Președintele Consiliului European Charles Michel spunea că această reuniune în care veți intra în câteva minute este o reuniune care are loc într-un moment de mare instabilitate și insecuritate la nivel mondial, având în vedere conflictul din Orientul Mijlociu, dar și nevoia de a nu neglija Ucraina pe care și dumneavoastră ați menționat-o. În acest context complicat, ce aport își poate aduce România grație relațiilor sale cu Israel și cu țările arabe pentru intensificarea eforturilor diplomatice către pace și având în vedere apelurile românilor din Gaza, cum va aborda România în continuare nevoia de a asigura asistență umanitară acolo și de a evacua în siguranță cetățenii români? Vă mulțumesc! Sunt exact temele pe care le-am abordat acum un minut. Pentru cei care sunt blocați în Gaza, noi împreună cu toată comunitatea internațională facem eforturi să deblocăm situația. Din nefericire, spun din nefericire, până acum nimeni nu a reușit să facă acest lucru și nu suntem singurii care avem cetățeni blocați în Gaza. Noi suntem foarte, foarte implicați în aceste discuții și vom continua. Sperăm ca la un moment dat să apară un progres.
ce poate să facă România să continue să se implice în negociere, ceea ce facem și o facem foarte bine. Doamna ministru Odobescu și întreaga echipă sunt foarte dedicați și foarte bine implicați. Iar în ce privește discuțiile de la Bruxelles, eu voi reitera poziția României, care este foarte bine cunoscută, este o poziție stabilă de multe decenii. Noi pledăm pentru soluția celor două state și pledăm în același timp pentru partea Israel, clar, au dreptul să se apere, asta este indiscutabil, și pentru partea palestiniană este clar că trebuie găsite soluții pentru a nu avea civili care până la urmă să plătească prețul acestui război, ci Hamas trebuie targetat. Bună ziua, Lucian Pârvoiu, Televiziunea Română. Domnule președinte, în condițiile în care practic în fiecare zi dinspre Viena avem vești potrivit cărora aceasta se va opune în continuare extinderii spațiului Schengen, aș dori să vă întreb ce strategie avem pentru perioada următoare, dacă mergem în decembrie la Consiliul Jai cu o punere pe agenda a acestui subiect pentru a forța un veto și eventual un caz la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Asta cu forțările nu prea ține în relațiile din interiorul Uniunii Europene, dar sigur este puțin deprimant că de la Viena să auzi ca și cum acolo o placă s-ar fi puțin stricat. Tot același text, în condițiile în care România performează foarte bine în oprirea migranților ilegali. Noi continuăm, deci eu continui pe linia diplomatică începută împreună cu toată echipa mea și guvernul face tot ce poate, însă devine din ce în ce mai ciudat acest dialog în condițiile în care Austria de fiecare dată spune clar că n-are nimic cu sau n-are nimic împotriva României sau Bulgariei, dar se opune extinderii spațiului Schengen, în condițiile în care exact în aceeași ședință a aprobat aderarea Croației. Deci argumentele sunt cel puțin străvezii. Și în aceste condiții noi continuăm. Noi continuăm toate discuțiile. Știm foarte bine că noi îndeplinim absolut toate criteriile Schengen, dar pe de altă parte, și trebuie să o spun, fiindcă cineva trebuie să o spună, realitatea este că spațiul Schengen nu mai funcționează. Nu mai funcționează și aproape că nu mai există spațiul Schengen, fiindcă din cauza migrației, care este destul de importantă, foarte multe state și-au închis granițele. Chiar în zona noastră, în estul Uniunii, știți foarte bine că au apărut succesiv mai multe închideri de granițe. Cineva ar putea să constate că noi vrem să intrăm într-un acord care nu mai funcționează. Este o întrebare care trebuie să ne opunem și discuția pe Schengen este mai veche. Faptul că Schengen are probleme se știe, se știe de mult și pe de o parte există dorința de a moderniza acordul Schengen, pe de altă parte există unii care se opun la orice, inclusiv la extindere. Eu am avut această discuție cu lideri europeni de ani de zile și le-am spus la toți, România ar deveni un punct forte al spațiului Schengen. Deci, prin aderarea României, spațiul Schengen ar deveni mai sigur, mai puternic și cu România înăuntru putem să ne apucăm cu energie nouă, să reformăm spațiul Schengen, să-l facem viabil din nou și să dăm libertatea de circulație cetățenilor europeni. Însă mai este mult de negociat până ajungem acolo. Bună ziua, Oana Ghiță, Ager Press. La începutul acestei luni ați anunțat că România va beneficia de un sistem antidron performant la granița cu Ucraina în zona Deltei Dunării. Puteți da mai multe informații? Există un calendar legat de achiziția acestui sistem și în ce formă guvernul acest acoperi? Sistem este in place, cum se spune. Funcționează. Noi avem
avem dotări antidronă care sunt poziționate deja. Unele provin din unități armate din România, altele provin de la aliați și vom continua. În momentul de față există un aliniament foarte bun și la radare s-a coborât. Știți că a fost inițial o problemă că radarele detectau numai aceste peste 600 de metri. Acum s-a coborât foarte mult, aproape până în zona solului. Se continuă și se continuă cu îmbunătățirea întregului aliniament, fiindcă trebuie să evităm astfel de incidente. Bună ziua, Andrea Timo Blumberg. Aș avea două întrebări, dacă îmi permiteți. Vreau să vă spun, în legătură cu ce se discută astăzi la Consiliu, președintele Macron a menționat ideea unei coaliții anti-Hamas, la fel cum a funcționat coaliția anti-statul islamic. Care este poziția României pe acest subiect? Și aș vrea să vă întreb legat de furnizarea de armament ucraine și muniție. Există o mare îngrijorare pentru țările membre că nu se va mai putea atinge obiectivul de a furniza muniție Ucrainei și că asta ar putea duce la un fatig în ceea ce privește furnizarea de muniție. Slovacia deja a anunțat că nu va mai furniza ajutor militar. Ce poate face România? Nu știu, putem crește producția de armament? Putem face ceva în acest sens? Mulțumesc! Acum, haideți să începem cu Ucraina. Slovacia a fost un partener bun pentru Ucraina și a livrat ce a putut, dar nu cred că putem să spunem că Ucraina a supraviețuit numai datorită acestor livrări. Au fost parte din pachetul care a fost pentru Ucraina. Este păcat că Slovacia și-a schimbat abordarea cu noul guvern, dar asta este abordarea lor. Mai este cineva care are aceeași abordare, tot păcat, tot lângă noi, dar noi vom continua. Deci nu văd prin asta o problemă de ajutor pentru Ucraina. Majoritatea ajutorului nu s-a dus pe acolo. Și poziția României este fermă, a rămas neschimbată din prima zi și așa va rămâne. Iar în ce privește inițiativa unei alianțe, în măsura în care președintele Macron va prezenta această chestiune și o vom discuta și vom ajunge la niște concluzii, voi informa publicul. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, menționați în intervenția noastră inițială discuțiile complicate, poate, care vor avea loc cu referire la bugetul Uniunii Europene, dar și faptul că România va sprijini în continuare Ucraina. Din acest punct de vedere, și dumneavoastră a spus-o, România vrea să fie un actor important în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Veți pleda nu doar pentru păstrarea fondurilor de care România dispune, dar și poate pentru o suplimentare în anumite segmente, în așa fel încât România să poată sprijini reconstrucția. Și dacă ne puteți oferi mai multe detalii în acest sens, ce nevoie de finanțare europeană există în România pentru ca România să fie un actor important în reconstrucția Ucrainei. Mulțumesc! Este într-adevăr o chestiune în discuție. Această chestiune am început să o discut cu președinta von der Leyen încă de când ne-am întâlnit la ONU, la New York. Este o discuție care continuă. Sperăm să obținem fonduri suplimentare pentru ceea ce facem ca să funcționeze logistica de export din Ucraina spre piețele lumii. În special, evident, exportul de grâu spre piețele lumii. Este o discuție pe care o voi purta și astăzi, însă nu aș intra în această fază a discuției în detalii publice. Pentru că ați amintit despre discuțiile legate de bani și în legătură cumva și cu întrebarea anterioară a colegului, marcăm o premieră astăzi în mulți ani și președintele și premierul României se află în același timp la Bruxelles. Premierul pentru a obține din partea Comisiei Europene un soi de dispensă, un accept pentru un deficit bugetar ceva mai ridicat. Și întrebarea era dacă și dumneavoastră veți avea discuții în marja Consiliului cu doamna Ursula von der Leyen, având în vedere ajutorul cunoscut pe care noi l-am dat ucrainenilor, logistic, umanitar și așa mai departe, care a costat foarte mulți bani. Da, vom avea o discuție în marja Consiliului, probabil undeva pe un hol. Dar, da, intenționez să continui aceste discuții, încă sunt foarte importante pentru noi. Și mi se pare un lucru potrivit
că noi din România venim toți ca să pledăm în interesul României și a românilor. Legat de tema Schengen, repet întrebarea, dar o repet în acest moment, România mai ia în considerare acționarea în justiție internațională a Austriei în cazul în care se va folosi din nou de veto? Este o chestiune juridică foarte complicată. Nu am găsit doi juriști care să aibă aceeași opinie legată de această chestiune și cred că până când nu ne lămurim între noi, nu e bine să avansăm public anumite chestiuni. Vă mulțumesc!